Bună ziua, dragi copii! Numele meu este Lăbuș Daniela și astăzi ne vom reaminti sunetul M și litera corespunzătoare. O vom recunoaște în silabe, cuvinte și propoziții. Vom identifica sunetul M în diferitele poziții pe care acesta îl ocupă în cuvinte. Vom învăța să scriem litera M mic de mână. Vă invit să ascultăm povestea literei M. Într-o zi, căutând prin cutiuța cu amintiri, prințesa a găsit un simbol ciudat. Era meșterit din lemn și avea niște bețișoare mai lungi și mai scurte, care se uneau între ele. Simbolul avea forma literei M. Prințesa știa acum că aceasta este litera M. I-a căutat mai departe prin cutiuță și a mai găsit un simbol. A. Cele două simboluri au fost folosite ca model, iar prințesa a scris o silabă, Ma. Prințesei i-a plăcut cum a ieșit scrisul ei, așa că a mai scris una, Ma. Ea le-a alăturat pe cele două și a scris primul ei cuvânt, Mama. Prințesa a alergat spre camera părinților ei pentru a le arăta ce a scris. Prințesa începea să învețe să scrie și descoperea zi de zi tot mai multe litere și tot mai multe cuvinte care puteau fi scrise cu literele învățate. Era o bucurie pentru ea să-și îmbogățească mereu colecția și să formeze încet alfabetul complet. Primul cuvânt scris de prințesa a fost Mama. Vom forma și noi o propoziție folosind cuvântul Mama. Mama este iubitoare. Propoziția, așa cum știți, este alcătuită din cuvinte legate între ele prin înțeles. Vedem că propoziția Mama este iubitoare este reprezentată printr-o linie continuă. Propoziția noastră este formată din trei cuvinte. Mama este iubitoare. Vedem trasate trei linii reprezentând cuvintele. Să despărțim în silabe primul cuvânt, mama. Ma, ma. Și reprezentăm silabele prin două linii. Al doilea cuvânt este. S, T. Avem trasate două linii. Și ultimul cuvânt, iubitoare, iubitoare, vedem trasate patru linii. Identificăm sunetele din cuvinte și le marcăm cu cerculețe. Observăm două cerculețe roșii în primul cuvânt, marcând prezența sunetului M. Când pronunțăm silaba M, se aud sunetele M și A. Acum vom căuta cuvinte care să înceapă cu sunetul M. Maimuță, melc, masă, mână. Gândiți-vă voi și la alte cuvinte. Cuvinte care se termină în sunetul M. Pom, ghem, fum. Și acum să rostim câteva cuvinte care conțin sunetul M. Compot, gumă, ramă. Puteți să veniți și voi cu alte exemple. Sunetului M îi corespunde litera M. Litera M mic seamănă cu o omită cu piciorușe. Pentru familiarizarea cu litera M mic de tipar, vreau să descoperiți câte litere M găsiți în imagine. Ați numărat? Ați găsit 20 de litere? Dacă nu, mai numărați o dată. Citim împreună și câteva cuvinte. Măr, melc, ma, ma, mor, cov, ma, și, nă, me, du, ză. Fiecare litere de tipar îi corespunde o literă de mână. Litera M mic de mână este formată din două bastonașe și o zală. Vă invit să observați în continuare scrierea ei.
Puteți încerca și voi pe caietele voastre. În încheiere v-am pregătit o poezie dedicată mamei, pe care puteți să o memorați. Mamei, de Rada Dumitru. Sufletul mi-l însoțește glasul mamei mele blând. Ție-ți datorez, măicuță, tot ce știu și tot ce sunt. Tu-mi luminezi, senină, drumul meu de început. Tu-mi ești, mamă dragă, soarele și-al vieții scut. Vă mulțumesc! Ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Hello everyone, my name is Emma Bucur and I'm going to be your English teacher today. Bună tuturor, sunt Emma Bucur și astăzi voi fi profesoara voastră de engleză. You can tell me one word in English, just one. Okay, I'm sure you said something like dog, cat, TV, game, or maybe ball. You are all right. Now I'm going to let you watch a short film. Let's talk about our film. Adults like to call some words nouns. Adulții preferă să numească anumite cuvinte substantive, and they have singular or plural. We are going to talk about the plural today. Take some pen and paper and let's work together. So, singular nouns are those that we are using to talk about one person, animal, place or thing. The basic meaning is that we say an apple, a pear, a peach, a strawberry, a carrot, an olive, a radish, and a tomato. For plural, pentru plural, we are talking about more than one person, animal, place, or thing. Apples, pears, peaches, strawberries, carrots, olives, radishes, and tomatoes. These words come in this family and they have some rules that we have to follow. For example, for most nouns we say that add s for the plural. Cat, cats. Book, books. Bed, beds. Toy, toys. But if we have a noun that ends in s or s, we add es,
Dragii mei, dacă substantivul nostru se termină cu S, atunci, pentru plural, vom adăuga codița S. Bus, buses, dress, dresses, and glass, glasses. If the word ends in sh, sh, x, x, we add again es. Dacă la sfârșit avem terminația sh, sh, x, atunci vom adăuga s pentru plural. Brush, brushes. Radish, radishes. Church, churches. Ostrich, ostriches. Perie, ridiche. Biserică, struț. Peach, peaches. Box, boxes. Or fox, foxes. Piersică, cutie, pulpe. In other cases, we have O at the end and we add ES again. În alte cazuri avem terminația O și adăugăm S. For example, potato, potatoes, tomato, tomatoes, mosquito, mosquitoes, or others. But we have some exceptions where we add S only. În unele cazuri, excepții, adăugăm doar S în loc de S. And we have four examples. Photo, photos. Piano, pianos. Video, videos. And radio, radios. Aceste cuvinte trebuie ținute minte pentru că ele vor primi doar codița S. If our word ends in consonant and Y, we replace the Y with I-E-S. Dacă nu avem un cuvânt care se termină în consoană și Y, Y-ul va fi eliminat și vom adăuga I-E-S. For example, baby, babies. Puppy, puppies. Fly, flies. Bebeluș, cățeluș, muscă. But, pay attention, fiți atenți. Dacă un cuvânt se termină cu Y precedat de o vocală, Y-ul rămâne în cuvânt. Toy, toys. Boy, boys. Key, keys. În alte cazuri, cuvântul nostru se termină cu F, F, E. So in other cases, you have a word that ends in F, E, F, E, which changes to V, E, S. Deci, aceste două terminații se vor elimina și vom avea la sfârșit V, E, S. Leaf, leaves. Wolf, wolves. Knife, knives. Or thief, thieves. Frunză, lup. Cuțit, coț. We also have irregular plurals, which are the rebels of the nouns. Mai avem și substantive neregulate care fac un plural deosebit și putem spune că ele sunt rebelii sau obraznicii grupului de substantive. Man, men. Child, children. Foot, feet. Mouse, mice. Ox, oxen. Deer, deer. Woman, women. Tooth, teeth. Sheep, sheep. Goose, geese. Fish, fish. Or cactus, cacti. Now, let's work some exercises. Can you count? Let's see. One, parrot. Two, puppies. Three, hens. Four, cats. Then we have one, fish. Two, geese. Three, wolves. And four, butterflies. Which is the correct form of the plural? A butterfly,
And the plural is butterflies. So the second box. A calf, calves. A fox, foxes. The first box. A hen, hens. A mosquito, mosquitoes. A sheep, sheep. You can also go on the internet and work some interactive worksheets, and we'll see them together. We have a nice interactive worksheet about the plural of nouns. And I'm going to let you think about the plural of the word girl. You are right, it's girls. The plural of sheep is, yes, sheep. And the plural of bridge is bridges. Apple, apples. Cats. Kiss. Kisses. Fox. Foxes. Tooth becomes teeth. Fish. Fish. Person becomes people. Baby, babies. Pay attention to the end. Glass is glasses. Shelf becomes shelves. Pay attention to V-E-S. Men. Men. Book. Books. Food becomes feet. Box. Boxes. And finally, mouse, mice. We check, and we can check your answers. They are all right. We would like to thank our friends, anglomaniac.pl, Live Worksheets, and Teachers Pay Teachers, who helped us with the materials. That's it for today. Thank you. Goodbye. Să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Găsi, dragi elevi! Numele meu este Mânjineanu Dima Mariana, suntem la ora de geografie și vom vorbi despre orizont și linia orizontului. Vă invit să urmăriți următorul material. Tot ceea ce cuprindem cu privirea între cer și pământ, din locul unde ne aflăm și până la linia orizontului, formează orizontul. Orizontul diferă de la un loc la altul. Cu cât spațiul în care ne aflăm este mai deschis,
Cu atât orizontul este mai larg și noi putem observa mai multe lucruri. Obiectele sau persoanele par mai mici din depărtare. De exemplu, atunci când ne aflăm în vârful unui munte. Băiatul o vede pe fetiță mai mică din locul în care se află. Orizontul pare restrâns din locuri mărginite. Asta pentru că obiectele din jur ne împiedică să vedem dincolo de ele. Puteți vedea dincolo de casă sau de poartă? Cu siguranță nu. Ce altceva ne împiedică să observăm dincolo de curte? Poate copacii, gardul, casa. Care sunt corpurile din jurul copilului? Denumește-le pe cele mai apropiate, apoi pe cele mai depărtate. Ce anume îl împiedică pe copil să vadă dincolo de locul unde se află? Obiectele sau lucrurile mai apropiate sunt iarba, drumul, iar cele mai depărtate sunt copacii. În care dintre imagini spațiul pe care îl cuprinzi cu privirea este mai extins? Avem o plajă, o zonă de munte și un oraș. Plaja. Linia orizontului este linia unde ni se pare că cerul se unește cu pământul. Trasează imaginar linia orizontului. Observăm cum linia orizontului ia forma naturii înconjurătoare sau forma clădirilor. Observați linia orizontului în cele două imagini. Mărimea orizontului și forma liniei orizontului se modifică în funcție de locul în care ne aflăm și de înălțimea acestuia. Linia orizontului poate să fie la distanță mare și să aibă o formă liniară. Sau poate avea o formă vălurită și să pară a fi la o distanță mai mică de locul în care ne aflăm. Privește următoarea imagine. Cu ce fel de linie se aseamănă linia orizontului? Cu o linie dreaptă. Numește un alt loc în care linia orizontului poate fi asemănătoare. Ar putea fi un câmp liber, un lanț de grâu. Cu ce fel de linie se aseamănă linia orizontului în cele două imagini? În prima imagine, o linie curbă, luând forma dunelor de nisip. În cea de-a doua imagine, o linie frântă, luând forma clădirilor. Ce formă are linia orizontului în fiecare imagine? O linie curbă, o linie dreaptă și o linie frântă. Poți observa linia orizontului? Putem privi la o distanță mai mare atunci când ne aflăm pe un câmp liber sau într-un loc drept. Poți ieși în fața blocului sau în curte? Privește în zare și descrie linia orizontului. Ce corpuri sunt situate între tine și linia orizontului?
Pot fi plantele, gardul sau alte clădiri. Compară dimensiunile copacilor. Copacii de aproape par mai mari decât cei din depărtare. Haideți să completăm împreună textul cu noțiunile potrivite. Orizontul este un spațiu observabil ce cuprinde atât elemente naturale, cât și elemente create de om. Locul unde cerul pare că atinge pământul se numește linia orizontului. Orizontul pare întins dacă privim din locuri joase și restrâns dacă privim din locuri înalte. Vă mulțumesc pentru vizionare! Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua! Sunt Oana Ginghil, profesor de matematică. În acest material vom recapitula noțiunile teoretice din clasa a 5-a despre unghiuri. Vom vorbi despre definiția unghiului, notațiile folosite pentru unghiuri și elementele acestuia. Se numește unghi figura geometrică formată din două semidrepte cu aceeași origine. În figura alăturată avem desenat unghiul AOB format din cele două semidrepte, semidreapta OA și semidreapta OB și originea comună O. Unghiul se notează unghiul AOB sau BOA sau simplu O. Dacă notăm unghiul cu trei litere, atunci litera care marchează vârful, O, se scrie întotdeauna pe a doua poziție. Dacă îl notăm cu o singură literă, aceasta va fi cea care marchează vârful. Elementele unghiului, cele două semidrepte, OA și OB, se numesc laturile unghiului. Originea celor două semidrepte comună O se numește vârful unghiului. Interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi. Un unghi împarte planul în două regiuni, interiorul și exteriorul unghiului. În această figură avem desenat unghiul AOB care împarte planul în două regiuni. Interiorul unghiului este marcat pe desen cu verde și exteriorul unghiului a rămas alb. Punctele A, G, O, D și B aparțin unghiului AOB. Se găsesc pe laturile unghiului. Punctele I și J se află în interiorul unghiului AOB. Vom spune că ele aparțin interiorului unghiului AOB. B. Punctele E, F și C se găsesc în exteriorul unghiului AOB. Vom spune că ele aparțin exteriorului unghiului AOB.
măsurarea unui unghi. Unitatea pentru măsurarea unghiurilor este unghiul de un grad sexagezimal. Notația pentru gradul sexagezimal este cerculețul. Măsura unui unghi este numărul care ne arată de câte ori se cuprinde unitatea de măsură în interiorul acelui unghi. Numărul de grade al unui unghi se numește măsura unghiului. Submultiplii gradului sunt minutul și secunda. Un grad este egal cu 60 de minute, iar un minut este egal cu 60 de secunde. Instrumentul cu ajutorul căruia se măsoară unghiul este raportorul. Clasificarea unghiurilor. Unghiul ascuțit este unghiul a cărui măsură este cuprinsă între 0 grade și 90 de grade. Avem unghiul CDE, un unghi ascuțit, a cărui măsură este mai mare de 0 grade, dar mai mică decât 90 de grade. Unghiul drept este unghiul a cărui măsură este egală cu 90 de grade. Unghiul AOB este un unghi drept. Măsura acestui unghi este egală cu 90 de grade. Unghiul obtuz este unghiul a cărui măsură este cuprinsă între 90 de grade și 180 de grade. În ultima figură este desenat unghiul FGH, a cărui măsură este mai mare de 90 de grade și mai mică de 180 de grade. Unghiul nul este unghiul a cărui măsură este egală cu 0 grade. În această figură avem desenat unghiul AOB, care este un unghi nul. Laturile unghiului AOB sunt semidreptele OA și OB, care au aceeași origine O, care marchează vârful unghiului, dar au și același sens. Cu alte cuvinte, putem spune că semidreptele OA și OB sunt identice. Unghiul alungit este unghiul a cărui măsură este egală cu 180 de grade. În această figură avem desenat unghiul MNR, care este un unghi alungit a cărui măsură este egală cu 180 de grade. Laturile unghiului MNR sunt semidreptele NM și NR, care au aceeași origine N, dar au sensuri opuse. NM, NR. Semidreptele formează dreapta MR, iar vârful unghiului N este un punct interior segmentului MR. Un unghi care nu este nul și nici alungit se numește unghi propriu. Unghiul nul și unghiul alungit se numesc unghiuri improprii. În continuare, vă propun o problemă rezolvată. Semidreptele BA, BC, BD formează o figură geometrică în care unghiul CBD este drept. Știm că măsura unghiului ABC este de 3 ori mai mare decât măsura unghiului ABD. Trebuie să aflăm măsura unghiului ABC și măsura unghiului ABD. Pentru a putea rezolva problema, vom nota măsura unghiului ABD cu X, de unde ne rezultă că măsura unghiului ABC va fi notată cu 3X. Avem două cazuri. Primul caz, măsura unghiului ABC plus măsura unghiului ABD este egală cu măsura unghiului CBD. Cu notațiile făcute de noi, obținem 3X plus X este egal cu 90 de grade. Rezultă că 4X este egal cu 90 de grade, de unde X este egal cu 22 de grade și 30 de minute. În concluzie, măsura unghiului ABD
are 22 de grade și 30 de minute, iar măsura unghiului ABC va avea 67 de grade și 30 de minute. Cazul al doilea. Problema ne-a dat semidreapta BA, semidreapta BD, semidreapta BC, care forma unghiul CBD, unghi drept, sau măsura unghiului CBD egală cu 90 de grade. Vom folosi notațiile anterioare, notăm măsura unghiului ABD cu X și măsura unghiului ABC cu 3X. Măsura unghiului ABC minus măsura unghiului ABD este egală cu măsura unghiului CBD. Folosind notațiile, 3x minus x este egal cu 90 de grade. Rezultă 2x este egal cu 90 de grade. De aici, x este egal cu 45 de grade. Măsura unghiului ABD va fi egală cu 45 de grade, iar măsura unghiului ABC este egală cu 135 de grade. Vă mulțumesc! Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Panaite Mariana și sunt profesor de matematică la școala numărul 9 Galați. În continuare, vă propun să ne aducem aminte de câteva noțiuni legate de mulțimea numerelor întregi. Vreau să vă răspund la o întrebare care sigur stă pe buzele voastre acum. Unde folosesc eu aceste numere întregi? La ce trebuie mie numere întregi? Vă dau doar trei exemple unde sunt folosite numerele întregi. 1. Numerele întregi sunt folosite pentru a diferenția temperaturile negative de cele pozitive. Iarna, pentru a pune în evidență că e frig, e ger, atunci va trebui să folosim numerele negative, de exemplu, minus 10 grade Celsius. Vara, tocmai zilele trecute am avut temperaturi de plus 34 de grade Celsius. Iarăși, la bancă sunt folosite numerele pozitive și negative, adică numerele întregi, pentru a pune în evidență debitul fiecărei persoane, adică banii depuși la bancă, sunt folosite numerele cu plus 200 de lei. Iar pentru a diferenția de banii luați din bancă, adică de credit, în dreptul fiecărei persoane sunt scrise minus sumele, minus 400 de lei în cazul nostru. Iarăși la geografie folosim numerele întregi. Vârful Omul, de exemplu, plus 2505 metri. Semnul plus evidențiază faptul că aceasta este o înălțime. Marea Neagră, minus 2235 metri. Semnul minus pune în evidență că este vorba de adâncime. Tocmai pentru a evita scrierea cuvintelor, se înlocuiește cu simboluri. Nu mai scriem înălțimea de, pur și simplu Vârful Omul plus 2505 metri. Mulțimea numărul 3 se notează cu Z barat. Z-ul acela îngroșat pentru că e mulțime studiată și știm ce elemente conține. Z e formată din mulțimea cu elementele puncte, puncte, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Și așa mai departe. Mulțimea numărul întregi este infinită, atât în partea numerelor negative, cât și în partea numerelor pozitive. Vă imaginați mulțimea numerelor întregi ca un dulăpior cu două sertărașe. Într-un sertăraș sunt numerele negative, în celălalt sertăraș numerele pozitive, iar 0 undeva deasupra sertărașului, deoarece 0 nu este nici pozitiv, nici negativ, este neutru.
Ne aducem aminte de opusul și modulul unui număr întreg, avem nevoie mai departe. Opusul numărului minus 3 este minus minus 3, adică plus 3. Opusul numărului plus 5 este minus plus 5, egal cu minus 5. După cum spune și sensul cuvântului opus, atunci semnul minus 3 este înlocuit cu plus 3. Semnul numărului minus 3 este înlocuit cu plus 3, la fel și la 5. Mai departe ne vom aminti de modulul sau valoarea absolută a unui număr întreg. Modul din A este A dacă numărul este pozitiv, modul din 0 este 0, iar modul din A este minus A dacă numărul este negativ. Și avem modul din plus 72 este egal cu, revenim la definiția modulului și spune dacă numărul este pozitiv, atunci este numărul din modul. Modul din plus 72 egal cu 72. Modul din minus 5 egal cu, ne întoarcem la definiția modulului și zice dacă numărul e negativ, îi mai dau și eu un minus în față și avem modul din minus 5 egal cu minus minus 5 egal cu. Pe scurt, modul din minus 65 egal cu 65, iar modul din 0 egal cu 0. Observăm că după egal aici, rezultatele sunt pozitive sau 0 și observația este modulul oricărui număr întreg este un număr pozitiv sau 0. Deci după egal avem doar numere pozitive, nu contează ce am avut în interiorul modulului. Întotdeauna când învățăm mulțimi de numere, imediat facem și operații cu ele. Învățăm și regula adunării, scăderii și așa mai departe cu numerele respective. Începem cu adunarea numerelor întregi. Regula spune că dacă numerele au același semn, atunci se adună modulele lor, adică numerele fără semn, iar în fața rezultatului se trece semnul comun. De exemplu, plus 5 plus plus 3, regula spune au același semn? Da. Egal mai departe cu semnul comun plus și se adună numerele fără semn. 5 plus 3 egal cu 8. Minus 9 plus minus 12 egal cu, numerele au același semn, da, se trece în fața rezultatului semnul minus, semnul comun și se adună numerele fără semn. 9 plus 12 egal cu 21. E, ce se întâmplă dacă numerele au semne diferite? Atunci, din modulul numărului mai mare se scade modulul numărului mai mic, iar în fața rezultatului se trece semnul numărului cu modulul mai mare. De exemplu, plus 7 plus minus 3 egal cu, avem semne diferite și atunci din 13, pentru care modulul mai mare, modul din minus 13 este 13, modul din plus 7 egal cu 7, 13 minus 7 egal cu 6, iar în fața rezultatului se trece semnul minus, deoarece el are modulul mai mare. Alt exemplu, minus 2 plus plus 5, iar semne diferite, scădem din numărul cu modulul mai mare 5, îl scădem pe 2, 3, iar în fața rezultatului se dă semnul plus, adică semnul numărului cu modulul mai mare. Trecem la scădere. Scăderea numerelor întregi ne spune așa, pentru a efectua diferența sau scăderea a două numere întregi, se va efectua suma primului număr cu opusul celui de-al doilea număr. Adică A minus B se transformă de fapt în A plus, iar în loc de B vom pune opusului minus B. De exemplu, minus 17 minus plus 5 egal cu minus 17. Operația de scădere se transformă în adunare, iar plus 5 este înlocuit cu opusul lui minus 5. În cazul acesta, minus 17 plus minus 5, intervine în scenă regula semnelor la adunarea numerelor întregi și anume că dacă numerele au același semn, se adună modulele lor 17 plus 5, 22, iar în fața rezultatului vom trece semnul comun, adică minus. Un alt exemplu, minus 3 minus minus 6 egal cu minus 3. Operația de scădere se transformă în adunare, iar minus 6 este înlocuit cu opusul lui plus 6.
Mai departe, cele două numere au semne diferite, deci le vom scădea modulele lor, 6 minus 3, 3, iar în fața rezultatului vom spune semnul plus, semnul numărului 6, pentru că are modulul mai mare. Vă voi da o scurtătură acum, pentru că voi mai aveți nevoie de timp și de joacă, și anume că într-un calcul numeric vom efectua suma numerelor pozitive între ele, suma numerelor negative între ele, apoi se efectuează diferența celor două rezultate. Să avem exemplu, 10 minus 5 plus 7 minus 15 plus 20 minus 15 egal cu, vreau să vă spun că operația prezentă în fața numărului va fi și semnul numărului respectiv. Și atunci identificăm numerele pozitive între ele, 10, 7 și 20, și le adunăm, rezultatul 37, și numerele negative între ele, minus 5, minus 15, iarăși minus 15, egal cu minus 35, o formalitate, 37 minus 35, egal cu 2. Înmulțirea numerelor întregi are regula: dacă semnele sunt identice, rezultatul este pozitiv, iar dacă cei doi factori au semne diferite, rezultatul este negativ. De exemplu, plus 5 ori minus 4 egal cu, regula semnelor zice că factorii au semne diferite, deci rezultatul va fi cu minus, nu contează cine are modulul mai mare, mai mic, nu, deci minus 5 ori 4, 20. Minus 2 ori plus 8 egal cu, numerele au semne diferite, rezultat, se trece în fața rezultatului minus, și 8 ori 2 egal cu 16. Iarăși minus 7 ori plus ori minus 4, semnele sunt identice, și se trece în fața rezultatului semnul plus, rămâne doar o formalitate, 7 ori 4 egal cu 28. Împărțirea numerelor întregi, regula semnelor la împărțirea numerelor întregi este aceeași ca la înmulțirea numerelor întregi. Plus cu plus, împărțit la plus egal cu plus, minus împărțit la minus egal cu tot cu plus, iar dacă scăzut și scăzător au semne diferite, rezultatul va fi cu minus. Și, de exemplu, minus 15 împărțit la minus 3 egal cu, numerele au semne diferite și atunci voi trece semnul minus și voi efectua 15 împărțit la 3 egal cu 5, minus 24 împărțit la minus 8 egal cu, numerele au același semn, deci voi trece în fața rezultatului plus, și 24 împărțit la 8 egal cu 3. Trecem la ultima operație, ridicarea la putere. Și aici avem două cazuri mari. Dacă baza este număr pozitiv sau dacă baza este număr negativ. Dacă baza este număr pozitiv, atunci puterea este un număr pozitiv, oricare ar fi exponentul. De exemplu, plus 2, totul la puterea 3-a, căciulița aceasta joacă rol de putere, 3-ul trebuia să fie mai sus, dar programul nu permite, egal cu plus, și 2 la puterea 3-a, ne aducem aminte din clasa 5, 2, 4, 2, 8. Ce se întâmplă dacă baza este număr negativ? Și aici avem două posibilități. Dacă baza este număr negativ, ne uităm la exponent. Dacă exponentul este par, atunci numărul este pozitiv, puterea este pozitivă. Exemplu, minus 3 totul la puterea 4 egal cu, mă uit la bază, minus, imediat mă uit la exponent, este 4, am respirat ușurată, plus, și atunci 3 la puterea 4 este 81. Dacă baza este număr negativ, dar exponentul număr este număr impar, atunci puterea va fi număr negativ. Minus 3, totul la puterea 3 egal cu minus, și 3 la puterea 3 egal cu 27. Vă propun să rezolvați și să fixați ceea ce am discutat mai devreme prin următoarele exerciții. Un exercițiu cu modul, urmează câteva exerciții cu operațiile învățate, iar la ultimul subiect, punct, la punctul E, ultimul exercițiu, aș vrea să vă dau o indicație.
și să vă spun că nu se va mai aplica regula anterioară, și anume nu voi aduna numerele pozitive între ele și numerele negative între ele, ci voi grupa termenii câte doi. 1 minus 2, 3 minus 4, 5 minus 6 și așa mai departe. După cum se observă, sunt 2012 termeni. Dacă îi grupez câte doi, puteți să-mi spuneți câte grupe sunt? Fiecare grupă va fi cu rezultatul 1 minus 2 îmi dă minus 1, 3 minus 4 îmi dă minus 1. Deci voi avea minus 1, minus 1, minus 1 și răspunsul îl veți da pe caietelele voastre, câți de minus 1 am obținut acolo. Mult succes, dragi copii, în acest an școlar, multă sănătate!